Hai salut, eu săracu și bine v-am regăsit la un episod din Call of Duty Mobile. Astăzi vreau să facem first reaction la noul Battle Pass și înainte de orice vreau să vă recunosc faptul că am văzut deja trailerul de la noul Battle Pass pentru că a fost un video în premieră pe canalul celălalt de la Call of Duty Mobile și știu în mare parte cam care este tematica, în rest nu știu absolut nimic despre Battle Pass, tot ce este peste... peste trailer, deși cred că o să vedem trailerul împreună imediat cum o să intrăm în joc, pentru că nu am intrat în joc de când a venit noul sezon. Noul sezon mi se pare că a venit ieri, dacă nu mă înșel. Ok, ăsta e trailerul. Presupun, ăsta e trailerul pentru noul sezon. Ok. Terminal, avem o mapă nouă, fraților. Avem mapa Terminal, care este o mapă destul de iconic pentru Call of Duty. Ok, HBR, Swarm și Eco Neutral, nu știu ce e arma asta. Avem cumva și o armă nouă, JKS, avem un skin pe JKS, ok. Băi, arată foarte blană. Let's go! Call of Duty Mobile Season 10, The Hunt se numește. Ok, ăsta este trailerul pe care l-am văzut pe canalul lor de YouTube, ok? Pentru că au avut premieră fix la ora 3. Nu am intrat în joc, nu am intrat în joc deloc până acum de când s-a adăugat nouul sezon. Știu doar chestia asta și vreau să vedem, nu cumva avem un trailer și pentru noul sezon, gen noul sezon de ranked, New Battle Pass. Ok, ok, vreau să facem first reacting la Battle Pass, asta e cel mai important. Hai să-i dăm go acum. Ok, RPD. XP-ul arată foarte mișto, ăla chiar arată foarte, foarte mișto, dar mi se pare mie sau am văzut cumva un skin pe Striker, al doilea skin epic pe Striker, bine, presupun că o să fie epic, din moment ce l-au prezentat aici, ok, fully, ok, deci astea sunt caracterele care sunt epice, îmi place foarte mult, îmi place prima tipă, bă, toți sunt mișto în afară de al doilea, ok, toți sunt mișto în afară de al doilea, și al treilea parcă e puțin, nu știu, vreau să văd în realitate, înainte de orice, dar toate sunt mișto în afară de ăla, zici că e speriat de bombe, zici că nici nu știe ce caut acolo printre toți ceilalți, ok, și ce mai avem pe aici, asta este... ăsta o să fie la level 50. Bun, hai să trecem ușurel prin tot Battle Pass-ul. O să-l și cumpăr, nu o să-l cumpăr acum, dar o să-l cumpăr cu siguranță o să-l cumpăr. Ok, ce primim pentru primul tier? Mai primim un pass, ok, pentru asta. Ok, un JKS, mamă, ce mișto arată. Ce mișto arată JKS-ul ăsta. Ok, nu știu exact, n-am înțeles care e tematica. E The Hunt tematica. Asta e avatar, ok, și asta e tipa. Deci pe tipa o primim instant când ne cumpărăm Battle Pass-ul. Asta e foarte tare. Black Widow. Black Widow la Battle Pass, asta e tare, gen, ăsta e charm de pus pe armă. Ce altceva mai avem? Avem un skin pe... De ce e ăsta? Pe LK. Care n-arată tocmai... n-arată cine știe ce. Code points, ok, chestii, stickere. Ăsta ce e? Ăsta e un ICR. Care e destul de urățel, sincer să fiu. Băi, nu prea îmi plac culorile din Battle... Oh, let's go! Let's go, gold și roșu, gold, roșu și negru, super tare, super tare, asta chiar e tare. Oh, și avem un nou operator skill, fraților, care se numește, cum se numea chestia asta, că am și uitat. Equalizer, da, e Equalizer, e practic un, nu știu, sunt două arme cu damage foarte mic. Am văzut niște gameplay cu ele, tot de la cei de la Call of Duty Mobile, pe canalul lor. Gen, au uploadat un video cu, gen, nu știu, vreo 30 ceva de secunde de gameplay cu chestia asta. Și, sincer, nu mi s-a părut deloc wow. Dar, bine, mai întâi să văd cum e în mâinile mele chestia aia, după care o să-mi dau cu părerea. Mamă, ce știu e backpack-ul ăsta. Și toporul face parte din backpack și cuțitul ăla? Da, și cuțitul ăla face parte din backpack. Mamă, cât de tare e backpack-ul ăsta, ok. Nu prea sunt eu fan backpack-uri, dar... ce e asta? Pă bune, ăsta e un RPD epic. Așa? Băi, slăbuț rău. Slăbuț rău pentru un skin epic, mai ales pe RPD, unde e atâtea posibilități să-l skinuiești cum vrei tu. Faci chestia asta, adică nu, sunt puțin cam, mă cam lasă rece. Ce e asta? Nici nu știu ce armă e. Echo, asta e noua armă, fraților. Asta este noua armă adăugată în joc. Nici nu știam de chestia asta. Vreau și eu să văd niște stat. What? Damage 93? Bă, ce e asta? Glumești? Acuratețe 49, mobilitate 73, controls 56. Băi, pare super OP. Range-ul. Range-ul e cam ciudat. Range-ul e 36. Înseamnă că trebuie să fii super aproape de adversar. Fire, și fire rate-ul la fel, 35 e foarte mic. Dar totuși damage 93, ăsta e un shotgun? Sau care e faza cu el? Asta e cumva un shotgun?
Adică după statistici cam așa arată, arată foarte mult a shotgun, mă rog, o să vedem când o să o deblocăm. Momentan e interesant. Bă, s-ar putea să fie un shotgun. S-ar putea să fie un shotgun sau nu-mi dau seama ce altceva. E dubioasă, destul de dubioasă o armă asta. Ce mai avem pe aici? Bloodline. Ok, Arctic 50, nu prea folosesc Arctic-ul. Și ce mai avem? La tier 30 avem... Asta ar trebui să fie... Oh, este blană. Este blană, ce avem? Un LK. Mamă, ăsta e un LK, nici măcar nu mai arată LK, sincer, nu mi-aș fi dat seama dacă nu scrie acolo. LK Backwoods. Ok, arată... Arată interesant, mamă, chiar arată interesant, stai puțin că place, acum văd că e verde. Verde cu galben și bă, e super. Chiar e super, e super, super ăsta. Abia aștept să văd ce... Pot să văd atașamentele cumva? Da, pot să văd attachments. Chiar avem barrel, optic, perk, FHJ și laser, ok. Cam ciudate perk-urile, cam ciudat blueprint. Gen, nu știu cum s-a jucat cu arma asta, dar o să testăm imediat cum o să deblocăm. Altceva ce mai avem, un caracter. Mamă, ăsta, bă, dar uitați-vă ce ciudat e. Ce ciudat e, zici că nu știe ce caută în joc, pe bune. Zici că a ajuns, nu știu, random în joc. Și zice, bă, ce caută aici? Eu nu fac parte din skin-urile astea, what the fuck, mate. Nu, arată super dubios. Gen, am crezut că așa se vede în prima poză, dar aparent în fiecare poză e la fel de, nu știu, zici că are o problemă. Zici că are mai multe probleme. Ok, avem și... Ăsta e, dar e un XPR, pe bune, cine folosește XPR-ul până n-o să... De fapt, acum cu atașamentele poți să-ți faci un XPR destul de bun, am văzut destul de multe loadout-uri care sunt practic, nu sunt one hit, dar sunt two hit kill, știi? Și ai un attack speed destul de mare, poți să o faci, într-adevăr, poți să transformi XPR-ul într-un rifle destul de bun. Dacă stau să mă gândesc, ok, avem un M16, un skin sub... Mamă, dar chiar că e ciudat skin-ul ăsta. Ok, ce altceva, un graffiti cu tigru, ăsta e mișto, s-ar putea să-l folosesc, pentru că momentan nu prea mă omori după graffiti-uri și chestii, dar ideea e că poți să selectezi unul pentru killcam, știi, atunci când apar pe killcam să se apară și graffiti-ul ăla și cred că o să-l folosesc pe ăsta cu tigru pentru că arată super, ce e asta? Safety first. E clamă de aia, am înțeles, e clamă de aia de, nu știu, prins chestii cu ea, prins cabluri. Băi, super tare, ok, e interesant, nu o să o folosesc niciodată, e un charm. V-am zis că mor după charmuri în jocul ăsta de când s-au adăugat și până acum. Skin pe mașina asta, Nu prea folosesc mașini în Battle Royale, cine folosește? Adică nu, sunt momente în care... What's that? What? Nu, no, asta e prea mult. Asta e, nu, e genial, pe bune că e genial. Pe bune că e genial. Nu, chestia asta e genială. Cred că mi-am găsit noul emote preferat. Nu, abia aștept să fac asta, gen la final de meciuri, știi, când ne arată acolo pe toți pe tabelă, când ne înșiră pe toți. Să fiu cu buschetele acolo și mă uit prin binocul. Let's go. Ce e asta? Asta e, mamă. Bă, ăsta e un shotgun, mă. Ăsta e un shotgun, uitați-vă cum arată. După încărcător îmi dau seama că ăsta e un shotgun. Ok, deci avem un nou shotgun în joc. Bă, măcar să fie unul bun. Să fie unul bun și nu mă luați cu KRM-ul, e cel mai bun shotgun, nu știu ce. Nu, nici KRM-ul nu e bun. Nu există niciun shotgun cu adevărat bun în jocul ăsta până în momentul de față. Poate arma asta nouă, poate Echo o să schimbe ceva, deși mă cam îndoiesc. Ăsta este ultimul costum, da, ăsta este ultimul costum. Și arată interesant. Da. Bă, arăta mai bine în poze, sincer. Bine, nici acum tot o poză văd cu el, știi, nu-l văd în realitate, nu pot să dau, știi, să-l învârt, să mă uit pe toate părțile, dar... nu știu dacă o să fiu super, super happy de operatorul ăsta, dar mă rog. Și avem asta cu păianjul, asta chiar e tare. Asta chiar e foarte, foarte tare și avem și un... Din nou, avem și o ramă, avem noua mea ramă preferată, fraților, oficial, asta este noua mea ramă preferată, let's go! Mă, abia aștept să o folosesc. Nu, deci pe bune, asta e peste absolut orice am folosit până acum, absolut orice ramă. Și am ceva rame de poze, deși nu prea contează. Ce asta? Hear me roar. Ok, avem cutie nouă, nu prea mă interesează pentru că nu prea joc la cutiile astea, dar pentru caienul ăsta aș juca, jur. Pentru caienul ăsta, pentru pistolul ăsta. Și mi-a zis mădu, ăsta e cuțitul, da, ăsta e cuțitul care i-a picat lui mădu, fraților. Ăsta e cuțitul care i-a picat lui mădu. Ok, super tare, se numește și Tiger Eye, știi? Bă, e super tare, arată super, super tare și acum avem încă o șansă să facem rost de un karambit, fraților, ok? Ceea ce e super tare, pentru că știți că există, cred, sunt destul de sigur că există un singur karambit în jocul ăsta și s-a dat la început pentru un top-up destul de mare, gen dacă băgai destul de mulți bani în joc, la începutul jocului, puteai să faci rost de un karambit anume. Și e asta? Asta e, ok, cu daily. Hai să vedem și ce e aici, hai să vedem ce e în nou sezon. Mă interesează în principal caracter. Wow, aleo, mersi mult. Nu mai vreau caracterul. Altceva interesant mai e pe aici. Nu prea-mi place tematica, sincer să fiu.
verdele ăsta, buruieni, chestii, nu știu ce să zic, chiar nu știu ce să zic. Și la Daily Mission, ok, nimic special, nimic special, bun. There is nothing better. Oh, au băgat un BK? Stai puțin, ce e asta? Don't miss the new credit store gear. Ok, avem Nuclear Fallout pe BK. Da, BK-ul, după cum știți, nu mai e ce a fost odată. Știți că a fost arma mea preferată de când am descoperit-o, de când am descoperit ce, de fapt ce poate BK-ul, a fost arma mea preferată până la Gunsmith Update, ok, care a schimbat, na. Practic nu pot să mai aduc BK-ul să-l fac înapoi cum era, cu toate atașamentele pe care le pun și oricum i-aș face fine tuning, tot nu pot să fac BK-ul care era înainte, BK-ul de care m-am drăgostit și cu care îmi plăcea să joc. Alte chestii mai avem pe aici, băi, am tot zis că vreau să cumpăr chestii. Nu știu dacă BK-ul e ce vreau de fapt. Ba, ar fi, aș putea să joc cu, hai să jucăm cu BK-ul ăsta, hai să-l cumpărăm, 20.000 BK-ul e totuși, I don't know, hai să încercăm motorul cu BK-ul, fraților, să vedem cum, n-am mai cumpărat ceva din shop de foarte mult timp, ați văzut că am și o grămadă de bani, mamă ce blan arată, Nuclear Fallout, ok, și hai să-l echipăm să vedem ce avem pe el și ce îmbunătățiri mai trebuie să facem, avem și background nou acum, la event-uri, ce avem, la featured, ok, ce putem să obținem de aici, ceva interesant, îl avem pe ăsta. Bă, e cumva, e un operator, știi? Gen că se dă un operator, moca eu mă bag mereu. Încerc, cel puțin, dacă e prea greu să-l obțin, mamă, și un schimb pe... nu e tocmai ce trebuie. Știți că ASM-ul în momentul de față este arma mea preferată. O să vă arăt și loadout-ul, pentru că foarte mulți dintre voi m-ați întrebat, bă, Racule, tu cu cel... What? HJ. Flytrap, ok, asta e tare, asta chiar e tare. Bă, o vreau pe asta, asta o vreau neapărat. Și altceva ce mai interesant pe aici, un M16 și un... Ceva interesant, nimic, absolut nimic din toate astea. Belt, what? Oh. Ok, bă, o să le fac și pe astea, sunt seasonal, avem la dispoziție cât timp? Avem 33 de zile la dispoziție să terminăm misiunile astea, cu siguranță o să le termin pe toate, deși sezonul trecut n-am reușit să le termin chiar pe toate, pentru că n-am reușit, I don't know, n-am jucat destul de mult. Sper ca sezonul ăsta să joc un pic mai mult decât sezonul trecut, pentru că a rămas foarte mult în urmă. Înainte de orice, hai să vă arăt loadout-ul meu, dar vreau la multiplayer, ok, ăsta este, nu știu, faceți un screenshot sau de fapt nu știu care o să faceți screenshot, pentru că oricum video-ul ăsta va rămâne pe YouTube și puteți să vă uitați mereu, dar ăsta este ASM-ul cu care joc eu, da, ăsta e build-ul cu care joc eu și este un build extrem de bun, după părerea mea, damage 49, cred că ar putea să, nu știu cum să fac să mai crească puțin damage-ul ăla ca să fie 2-hit kill, dar chiar dacă reușesc să îi cresc damage-ul la 50, trebuie să fie distanța foarte mică ca să fie 2-hit kill, dar ar fi foarte greu. Dacă aveți idei mai bune pentru ASM, nu știu, eu mă descurc foarte bine cu combinația asta, mă descurc extrem de bine cu ce am eu acum, dar dacă aveți, nu știu, idei mai bune pentru ASM-ul ăsta și aș putea să-i dau save cumva, cum merge save, unnamed. Ok, și dăm save aici. Ok, bun, și am salvat-o. Pentru că vreau să schimbăm arma asta cu noul BK, să vedem cum funcționează. Poate vă interesează și pe voi să-l cumpărați, pentru că, na, fiind o armă nouă. Select blueprints și să jucăm exact așa cum e el. Avem deja perk la laser, nu mă interesează, rear grip. Avem ceva de pus care să... ADS speed și sprint to fire. Dar îmi scade din ADS bullet accuracy. Ok, nu mă interesează. Barrel. Nu, nici măcar nu am level pe ea, am level 15. Ok, nu prea am chestii de pus. Ok, silenced și îmi dă... îmi scade din damage range. Vertical recoil control, lateral recoil control. ADS speed, na... Hai să luăm grip-ul. Hai să luăm grip-ul ăsta, mie îmi sună bine. Îmi dă și mobilitate un pic, nu știu cum îmi dă mobilitate, dar mă rog. Știu că ar trebui, probabil cel mai bine ar fi să o las exact așa cum am primit-o, știi? Pentru că așa a fost gândit build-ul, așa ar trebui să joc cu el. Dar totuși dacă mai avem un spațiu în plus pentru un atașament, hai să-l punem, știi? Mai ales dacă consider eu că o să fie de bine, gen o să mă ajute. Bun, și hai să punem toughness, cred că avem nevoie, mai ales pe BK avem mult mai multă nevoie de toughness decât de vulture. Plus că nu-mi propun să dau vreun nuke sau ceva în primul meci. Și plus că primul meci îl vom juca pe o mapă nouă, fraților, mai exact pe Terminal. Ok, pentru că avem, unde e? La feature avem asta, Terminal 24-7, nu știu care e faza. 10 oameni, new map, Terminal recommended. Și stai puțin, mai era ce e lângă? Headquarter. Ah, da, asta e un nou mod de joc, fraților. Momentan nu vreau să intrăm în el pentru că nu știu exact despre ce e vorba, ok? Vreau să dau câteva meciuri și să mă prind, să simt jocul ăla, să simt cum e nou mod de joc, Headquarters. M-am uitat la un video pe YouTube, tot de la cei de la Call of Duty Mobile, în care explicau cum funcționează nou mod de joc, doar că nu... Capture the flag, ok, avem capture the flag. Doar că nu prea am înțeles care e faza, nu prea am înțeles cum funcționează modul ăla de joc, așa că vreau să dau, nu știu, 2-3 meciuri, după care să fac un video, următorul video, cel mai probabil, o să-l explic și cum funcționează modul de joc. Pentru că momentan nu prea am înțeles care e... Oh, avem și țintă.
Și avem Terminal, stai puțin. Bă, dar mapa asta nu trebuia să fie de meciul trecut, de meciul trecut, de sezonul trecut. Eu așa țin minte, pentru că văzusem niște sneak peek-uri unde era și mapa asta, doar că nu... Piuie? Oh, piuie, let's go. Defend. Nu știu pe unde să mă duc. Hai să mă duc și eu cu băieții. Ok. Mamă. Fraților, să știți că sunt total neîncălzit. Zic, bă, cred că zic asta pe fiecare video. Mai bine nu mai zic nimic. Și doar uitați-vă la meci. Opa. Oh. Ok. Bă, e interesant BK-ul. Numai aici a fost. Din nou, numai aici a fost pentru că lanțele nu se mai duc nici măcar pe aproape de cum se duceau înainte, dar... Ok. Spate. Wow. Ok, bă, cred că jucăm... am capturat flag-ul nostru. Let's go. Hai să dăm un UAV, un Shack RC și un counter UAV, let's go. Ne-au furat steagul, stai puțin. Ba, ar trebui să încerc și eu să le fur steagul. Dar momentan nu are cineva de la noi din echipă, așa că... Mamă, cât de mare e mapa, holy shit! Și se poate juca și pe aici, pe afară? Probabil. Enemy inside, dar eu nu l-am văzut. Nu prea cunosc mapa, fraților, e super dubios pe o mapă complet nouă. Nu am nici cea mai mică idee cum se joacă mapa asta. What? Mamă, cum trag, ok. Bă, măcar l-am bătut, știi? Opa. Bă, îmi place și BK-ul, trage, se simte că e BK-ul, știi? Adică chiar dacă numai e o armă cu totul diferită, după părerea mea, nu mai are nicio treabă cu vechiul BK, cumva tot se simte ceva, ceva care îmi plăcea la BK, se simte și pe arma asta, dar nu înțeleg exact ce e. Nu-mi dau seama. Poate să fie cineva pe aici? O, double kill. Double, triple. Încă pot, nu mai pot. Spate. Unde naiba? Ah. Să mor tu ca așa. Bă, îmi place că am multe gloanțe pe BK-ul ăsta. Dacă am rămân complet fără gloanțe, în sensul că nu mai am gloanțe eu cu totul. Hai, mă. Ok. Mamă, nu mai am ultimele 36 de gloanțe, fraților. Ultimele 36 de gloanțe. Și hai să luăm de la tipul ăsta orice armă avea, nimic. Mamă, n-avea nicio armă, sunt mortă. Ok, dă-mi o armă. Ok, ASM, hai că-s bun cu ASM-ul, cât de cât. Ce s-a întâmplat? Hai că-s cât de cât ok cu ASM-ul, pentru că mă, na, v-am zis că arma mea preferată. Or flag drop. Bă, nici măcar nu mă concentrez pe obiectiv. Bine, nu ca știu unde e obiectivul sau ceva, știi? Dar... Bă, poate reușim să dăm un nuke. Pentru că am zis asta, cred că avem mult mai puține șanse să dăm un nuke. Dar ar fi mișto. Pentru cei care nu știți ce e nuke-ul, frate. Let's go! Să mor tu! Să mor tu că dăm un nuke, fraților! Dăm un nuke! Așa, primul meci! Primul meci, prima dată pe mapa asta, direct nuke. Let's go! Let's go! I will take it! Și v-am zis că nici măcar nu aveam de gând să dau nuke, știi? Adică... Ok. Nici măcar nu aveam de gând să dau nuke-ul ăsta, pentru că am zis, bă, care sunt șansele să pot să dau eu un nuke? Care sunt șansele să pot să dau eu un nuke pe o mapă nouă? Dar uitați-mă aici, dând nuke pe noua mapă, let's go. Let's go. Vreau să încerc să iau flag-ul, dar momentan nu e... Enemy took our flag. Ok. Bă, a rămas și fără arma, am schimbat și arma, let's go. Bă, îmi place ASM-ul, îmi place ASM-ul și până și cu atașamentele astea e cât de cât ok. Ok. Am luat... Nu! Bă! Alo! Mamă! Hai, mai ASM, gata. Bun, și acum hai să ducem... ne-au furat flag-ul. Și am câștigat sau mi se pare că mai e o rundă, nu? Mai e o rundă. Bă, eu încă nu am murit și am dat un nuke. Cum ar fi să dau două nuke-uri într-un singur match? Cred că cu siguranță e posibil. Cu siguranță e posibil. Hai tot cu ăsta, hai tot cu BK-ul, că văd că, na, dacă a mers atât de bine prima rundă, cât am? Am nici nu văd. Kills 31, am 31 cu 0. Am 31 cu 0. Pentru că n-am murit niciodată până acum, let's go. Ok, și ăștia pe unde vin de obicei? Încerc să înțeleg mapa, dar e prea greu. Gen, din două meciuri nu prea poți să înveți o mapă, știi? Asta n-are armă? Ba da, avea, doar că am descoperit-o mai târziu. Ăsta are ASM, let's go. Hai să jucăm, dar nu cu ASM, hai să jucăm tot cu BK-ul. We have the enemy's flag. De unde? Aha. Ok. Pretty nice. UAV. Shack RC. Unde e ăsta?
Stai pe undeva pe aici. What the fuck? Da, nu mai lasă. What? Mamă. Nu, no, vine. Hai mă. Mamă, trebuia să mai pun și eu ținta aia. Lasă că merge. Și hai să încercăm cu ASM-ul de la distanță. Opa. Hai mă, mă lași. Wow, wow, wow. Ok. That was easy. That was pretty easy. Bă, cum ar fi mă să dăm două nucuri? E posibil? Sigur e posibil, că am mai auzit de oameni care au dat două nucuri în meciuri de 10v10. Dar nu știu dacă merge și așa. Vezi mă ăștia. Or flag drop. Ok. Ok. N-am jucat-o tocmai bine acolo, dar e ok. Cât m-a câștigat fight-ul. Bă, cum de nu l-a luat pe ăla? Să mor tu. Oh, ok. Dugă. Bă, mă, lași. Nu merge puțin cam dubios de bine meciul ăsta? I don't know. Hopa. Mamă, ce adversare am. Wow. Mamă. Ăsta e supărat pe mine. Încă un nuke. Să mor tu că pot să mai dau un cu nuke. Să mor tu că pot să mai dau un cu nuke. Bă, let's go. Două nuke-uri. Două nuke-uri într-un singur match. Dacă îl baci pe ăsta. What? What? Două nuke-uri într-un singur match. Nebunesc. E prima dată când dau două nuke-uri într-un singur match. What the fuck, mate? Sunt pe val. Wow. 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 Ce-a fost match-ul ăsta? What the fuck was that? Băi, am... Bă, am dat două nuke-uri într-un singur match? Bine, nici ăștia n-au fost cine știe ce adversari. Acum hai să fim serioși, nici ăștia n-au fost cine știe ce adversari. Dar totuși și prima am avut meciuri cu adversari mult mai slab de atât, sincer să fiu. Și totuși n-am reușit să dau două nuke-uri. 6570 de puncte, let's go. Băi, i-am spart. I-am spart pe băieți, ok? Și a fost și mediu propice ca să pot să dau două nuke-uri, știi? Mamă, am făcut și level up pe BK. Unul singur? Oh, e unul singur. Cred că pe ASM am făcut mai multă experiență, că am jucat mai mult cu ASM-ul, că BK-ul a rămas fără gloanțe foarte repede și a trebuit să folosesc altceva. Oh. Ok, am tot deblocat chestii. Super tare, super, super tare. Băi, ce pot să zic? Cel mai bun început de sezon. Ăsta este primul match pe sezonul ăsta, fraților. Și am dat un double nuke. Mamă, 50, cât am avut? 57 cu 0. Bine, n-am jucat la obiectiv, am jucat doar la kill-uri. Dar totuși, gândiți-vă că eram super aproape de al treilea nuke. Eram bine, nu chiar, că 5 kill-uri s-au pus de la primul nuke. Încă 5 de la al doilea, da, 57 de kill-uri. Bă, oricum. Oricum, 57. Și pentru cei, fraților, să tot repet chestia asta, pentru că toată lumea mă întreabă ce înseamnă nuke, ce înseamnă nuclear. E bine, nuclear înseamnă când reușești să dai, când reușești să faci 20 de kill-uri cu arma, da? Cu arma, nu cu mina, nu cu operator skill, nu cu score streak-uri, da? Trebuie să fie cu arma ta din mână, trebuie să faci 20 de kill-uri fără să mori. În momentul în care ai făcut 20 de kill-uri fără să mori, ați văzut că va apare pe ecran un buton cu nuke, da? Și când apeși pe el, deschide valiza, apasă pe buton și omori pe toți inamicii de pe hartă, ceea ce e super OP. Și a zice, bă, dar nu-i cam OP, nu ai nimic de făcut legat de treaba asta? Gen, nu prea ai cum să dai counter la nuke. Atunci când a dat nuke-ul, ai murit instant. Dar singurul counter pe care poți să-l dai cuiva care vrea să folosească nuke este să-l omori. Să-l omori pentru că atunci când l-ai omorât, practic i-ai omorât streak-ul și iară trebuie să facă 20 de kill-uri fără să moară, știi? Și șansele să mai reușească încă o dată să ajungă sunt cam mici. Sunt cam micuțe. Bun, fraților, cam asta e cu nouă sezon. Cam asta e cu nouă sezon, cam asta e cu primul meci de pe sezon. Eu sunt super mulțumit, n-am ce să comentez. Bă, Battle Pass-ul e bun. Battle Pass-ul e bun. Nu vreau să-i dau o notă pentru că, nu știu, mi se pare că n-am dat o notă până acum la Battle Pass-urile din Call of Duty Mobile. Depinde de foarte multe nota într-un Battle Pass din COD Mobile. Dar, bă, nu știu, momentan, gen, e bun. Eu sunt foarte mulțumit cu el, în afară de ciudatul ăla. Bă, ce cu ciudatul ăla? Vreau să mai văd încă o dată. Mi-a rămas așa imprimat pe retină. Unde-i hapciupalitic ăla? Așa o să-l numesc, jur. Unde-i ăsta? Mamă, bă! Bă, o să-l visez la noapte. Cum îl cheamă pe tip? Aha, Makarov.
Bă, uitați-vă cum arată. Da, da, bun, fraților, cam asta a fost și cu, cam asta a fost și cu Call of Duty Mobile. Băi, din nou, cel mai bun început de sezon, cu un battle pe super tare, cu siguranță o să-l cumpăr, nu o să-l cumpăr pe videoul ăsta, dar o să-l cumpăr în cel mai scurt timp cu putință, pentru că oricum vreau să încep, deja vreau să încep să farmez pentru battle pe, ok, pentru că arată super tare și vreau ultima, de fapt vreau toate reward-urile, așa că na, o să mă pun foarte tare pe farmat și sper că o să joc puțin mai mult decât am jucat sezonul trecut, pentru că sezonul trecut nici măcar n-am reușit să termin toate misiunile de la season. Mi se pare că mai rămăseseră vreo, nu știu, 3-4 misiuni, ceva de genul ăsta, dar erau toate într-un, în aceeași categorie, ca să zic așa. Mă rog. Bun, fraților, cam asta a fost cu episodul din Call of Duty Mobile. Sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut, nu uitați de butonul ăsta like, pentru că mă ajută foarte mult. Cam atât am de zis. Eu am fost Dracu și până data viitoare, numai bine.